Am vorbit despre cum se fac banii, mai ales atunci când pleci de la țară și ajungi în lumea crocodililor. Cum bravo. Spunea domnul Cornel Tăbăcaru, lumea marilor oameni de afaceri. Ați rămas în top 300 în anii 90. Da, da. Pe acolo sunteți și astăzi. Dar românii vă plac pentru că sunteți un milionar atipic, care nu se striește să spună lucrurilor pe nume. Uneori, probabil, din cauza opiniilor tranșante, vă mai face și dușmani. Mulți. Dar aveți senzația că aveți un spate puternic? Dați senzația că aveți spate puternic în permanență? Da, am. Că sunt niște băieți acolo, în preajmă, care oricând ar intra în joc pentru dumneavoastră. Și cu toate astea, nu v-ați aruncat în marile afaceri. De ce n-ați asfaltat nicio autostradă? De ce nu v-ați băgat în afaceri cu, nu știu... Că nu mă pricep. Mă ardă tot. Că nu mă pricep. Eu am cunoscut... Benzin, armament. Am cunoscut, mai revenim la termenul rechin, am cunoscut mari rechini ai lumii de afaceri din România. Mari. Am avut oferte, Doamne ferește. Au fost tentații, Doamne ferește. Eu văzusem o piesă când eram noi și tu erai tânăr. Tache Ianche și Cadăr. Am zis, bă, genial. Nu chiar ca ei, dar nici ca boierul satului. Exact cum a fost și tataia. Deci, am avut eu ceva, o chestie, un semnal în mine care mi-a interzis să mă bag în mari combinații, alea nu mai sunt afaceri, bă, de line, alea sunt combinații. Și acolo intră și politicianul, intră și bă, ăla, intră și ăla. Și intră și riscul, uriaș. Uriaș. Și nu m-a interesat. De ce? Că nu-ți făcut, dom'le, trebuie să fii făcut pentru asta. Uite, eu cunosc câțiva mari rechini. Bă, nene, sunt făcuți, n-au scrupule. Să duc cu capul înainte, îți făcuți. E, la mine e așa, mai cu aritmetică, mai cu, știi, nu știu. Un pic de carte. Da, altfel. Eu vreau să vă întreb ceva, așa, bine, nici nu aștept un răspuns neapărat, dar de fan, așa, mai degrabă. Vă rog. Pe vreau în Ceaușescu, prea aveai cum să ai niște poziții și relații dacă nu erai smart. Așa. Dacă băieții, aveți și ochi albaștri, băieții din sistem... Nu neapărat, trebuia să fii cu partidul, nu cu... Iertați-mă. Partidul sau nu v-au curtat? Ba da. Eu spun așa, da, în 90 încă veneau în facultate. Fule, am ducat 20 de ani în turism. Nici nu, eu mă dau după cireș, ies un copil. Dar, tataia mi-a spus așa după ce eram eu... Cred că eram student de acum... Deci, tataie, dă-te cu ăștia. Că ăștia e la putere, tataie. Dă-te cu ăștia. N-ai văzut că eram cu Lenin. Ce înseamnă dă-te cu ăștia? Înseamnă că trebuia să joci un rol. Dacă puteai să-l joci foarte bine, era excelent. Și de exemplu, eu recunosc, n-am eu treabă. Deci eu am fost secretar de UTC. Ați fost prieteni și după 90, cu Ion Iliescu. Da, domnule, dar eu n-aveam nicio problemă să zic. Cu așa cum ne-am Elena învățat. Elena Udrea a ajuns da, și înainte, la un moment dat la noastră. Adică... Ca să te pună ăștia director la 29 de ani. Ia uite aici. Ăsta era secretar de UTC. Dar puteai să refuzi când veneau să te recruteze. Nu puteai, domne. Da, asta. Deci, uite, eu așa arăta un secretar de UTC. Dar existau secretari și secretari, da? Eu, la adunările generale, până nu-i sculam de 3 ori în picioare, cum a zis tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ăștia, ți-o minte o dată, venise primul secretar și spunea lui Neajan Scăunaș, directorul general, și bă, unde dracu l-ai găsit pe ăsta? Adică trebuia să-ți faci locul coatele, că nu mergea altfel, Mădăline, nu mergea altfel. Nu mă interesa. Era o piesă de teatru în care tot jucam și trebuia să joci un rol ca să-ți vezi și să-ți vezi de treaba ta. Adică drujba, slujba. Să-ți vezi de muncă, să-ți vezi de treabă, ce adică n-am avut milioane, exagerez, mii și mii de medici care au fost membri de partid sau ce?
Sigur că da. Sau n-am avut medici care erau secretari de partid pe spital? Sau ce? Sau n-am avut arhitecți, n-am avut mari profesori universitari care erau și secretari de partid și prodecani? Asta e o țigănie ce fac ăștia. Aaa, că erau ăia activiștii de meserie, ăia care te călcau în picioare, aia era altceva. Nu, dar somități. Puteți avea profilul unui agent perfect sub acoperire, care să lucreze în domeniul economic și care să fie plasat și în afara țării și care să reușească... De acord, Mădălin. Aveți profilul intelectual noi am făcut, și capacitatea da, de a vă descurca... De acord. Noi am făcut triajul ăla la Budapesta. Unde ăia asta căutau. Dumneavoastră nu știți ce furci caudine a fost atunci după Revoluție ca să ajungi în America, în Canada sau nu știu unde. Nu prea te primeau, te miroseau repede. După aia, hai să o luăm invers. După ce am intrat în NATO, au avut acces la absolut toate dosarele. Bineînțeles. Care-i treaba? Hai să vă mai spun un lucru. Și cu asta am o boală când aud pe ăștia. Băi, ăla a fost informator, nu știu ce. Ce informator a fost? Ăla a fost președinte de scară, de bloc. Dar erau toți recrutați. Că trebuia să-i zică securistului că Gica de la 4 și-o trage cu Costel de la 5, că ăla și-a luat mașină și că ăla are covor cu fuga din Sărai. Altceva ce dracu să spună. Dar era de-al lor. Cum așa, ei pe ea acum și le distrugi viața, că ce? Dar apropo de spatele pe care cine la țeavă, dacă ar fi, vă uitați, tot discutăm ce se întâmplă. Da, domnule, politicieni, tineri, așa, pe care de multe ori îi disprețuim pentru că par niște nulități arogante, cei mai mulți dintre ei, să fie să fără să generalizăm. Să fie că mai sunt și excepții. Da. Dar dacă ar fi să faceți eu un top 3 al politicienilor de după 90, ați văzut multe, ați lucrat cu mulți, poate. Da. Care ar fi cei mai... Aba, nu m-aș băga la președinți, că e greu. E greu, ia lege lumea, e greu la președinți. Dar pot să vă spun dintre cei pe care eu i-am cunoscut și dintre cei care știu să mănânce politică. Deci unul ar fi Miron Mitrea. Păcat că ne-am bătut joc de omul ăla. Păcat. Al doilea ar fi Adrian Năstase. Iarăși, mare păcat că ne-am bătut de joc de omul ăla. Și-ar mai fi un nume care, văd, s-a dat tare la fund. Nea Vasile Blaga. Dom'le, ăștia sunt oameni pe care într-o noapte ai încredere că poți să schimbi tot cu unul de ăsta. Și de ce sunt puși în pozițiile... Pentru că erau prea buni și prea nesupuși. De exemplu, Adrian Năstase. Mi-a fost coleg de generație, de facultate, cu doare. Nu că pute de deștept. Este un strălucit intelectual. De o deșteptăciune ieșită din comun. Cum să-l ții pe ăsta? Trebuie să recunosc că am fost pe poziții antagonice când eram moderator, jurnalist de investigații, da, sau jurnalist, prezentator TV, da, 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 mai pe zona acidă și în faza aia, nu știu de ce am fost mai aproape de Traian Băsescu, dar ulterior am realizat niște lucruri și pot să spun că a fost cel mai bun prim-ministru pe care l-am absolut, România, de departe, n-avem ce discuta. Da, de o anvergură pe care n-am mai atins-o nimeni. Hai, nu se discute. Da. Dom'le, eu am fost cu dumnealui la New York. Cu toate eu am fost cu dumnealui la Washington. Dom'le, îl privea altfel. Deci de la Corneliu Mănescu, stai că, și pe vremea ailaltă am avut niște vârfuri. De la Corneliu Mănescu, ăia n-au mai văzut om de așa talie până la Adrian Năstase. Deci asta e adevărul, de-aia nu mai pot eu de la ce partid, sau nu mă interesează până la Adrian Năstase. După aia, erau ăștia, genul ăsta, manivelă. Sper că nu se supere domnul ministru. Cum e Mitrea. Pe ăla se rupea scaunul sub el. Ăla când el a venit de la sindicate. Ăla când dădea un ordin, repet, trecea ăla pe zid, trebuia să repare ușa pe unde a ieșit. Iar Unea Vasile, ogna și gatag, mereu glumeam despre dumneavoastră. Domnule ministru, dumneavoastră, și dacă mă spăl pe mâini, totul eu sunteți. Că aștia erau, m-ați întrebat, de valori de politicieni. Da.
Restul nu-i treaba mea. Restul nu-i treaba mea. Care e cel mai mare regret sau greșeală pe care ați făcut-o în afaceri? Că nu întotdeauna am căscat bine ochii la parteneri. Dacă cineva te termină într-o negustorie, ăla e partenerul. Uh-huh. Și nu întotdeauna am căscat bine ochii, mi-am furat-o de câteva ori și am zis mai bine singur decât cu un partener care ți-o poate trage pe la spate. Și am și scris un articol pe vremuri, cea mai mare belea pentru un om de afaceri e să aibă partener. Zău. Mai bine pe cont propriu? Mult mai bine. Chiar dacă ți-e mai greu? Greu și mai puțin. Deci, atenție, eu nu vorbesc de tovarăși față în față. Nu vorbesc de tovarăși care am avut eu la Ruși, care am acum în Costa Rica. Nu, asociați. Ăla. Vorbesc de asociați. Ăla e. Da. De asociat. Da. Asta e. Și mi-ai zis de extravaganțe, să știi că nu sunt chiar cu minte așa. Ați făcut extravaganțe? Păi, ce de exemplu, Titanicul. 50.000 de dolari, am înțeles. Nu-i vorba de 50.000, lasă să-i... Da. Vrei să vă spun, cred că... Mai sunt și trenuri în care un poți milion, un milion de români bogați, așa, își permiteau. Nu, iartă-mă. Însă, mie, eu citisem despre Titanic și țineam minte filmul ăla cu Birlic, Titanic Vaz. Da, da, da. Îi trage mie în căpățână. Păi, am martori în familie că eu... În noaptea în care s-au pus în vânzare, bum! Bilet. Am apăsat pe buton și am luat cabina numărul 1. Pentru că cabina, iertați-mă. Da. Cabina numărul 2 a fost ținută pentru Leo, din film. Da. Și aia s-a vândut, mi se pare, în ultimele două zile sau nu s-a vândut deloc. Au ținut-o, că vine ăla, că nu știu ce, că cu tare. Și eu am luat-o pe aia, care după aia, citind, fusese cabina lui Mr. Astor. Da. Și mie pe vapor mi-au zis Mr. Astor, de aia de la restaurant, de la nu știu ce. Acolo am avut o chestie, o mândrie a mea. Să nu zic că sunt canadian, să nu zic că sunt american, să zic că sunt român. Chit că unii căutau ce? Unde fi România. Da. Și vă jur, veneau oameni de la cabinele de jos, care erau rude la a treia, a patra generație, cu cei care muriseră, îmbrăcați în negru, care stăteau la cabinele alea de 3.000 de dolari biletul. La mine la 54.000. Așa. Și vreau să vadă cum e posibil pe un vapor, unde era o cabină de aia așa, de te sufocai, să ai apartament cu două camere, cu balcon, baia cu cadă, să ai refill, cum zic ăștia. Adică orice băutură bei, după un sfert de oră venea unul și umplea înapoi sticlele. Asta a fost o chestie care... Și bun, da, spun nu ceva. Știu, mașini scumpe... Nu le am. Zeci de mii de dolari dați în fiecare lună pe haine... Nu le am. N-a spus niciodată asta. Eu nu. Mâncați la restaurant în fiecare acum, zi stai, de câteva ori. Tu ce înțelegi mașini scumpe? De exemplu, un Bentley decapotabil în Florida, mi-am luat, la mâna a doua și am dat pe el, nu știu, vreo 80 de mii, dar aia nu înseamnă... Nu, mă refer la 500 de mii de dolari. La... Deci, eu am în Canada acum, eu am un Porsche 911. Mm-hmm. Nu chiar. Am văzut și eu în filme că șefii de firmă cam asta au. Da, am înțeles că aveți pasiunea pentru case și ceasuri. Da. Și vreau să văd câte case aici, aveți aici mai și câte ceasuri aveți. Aici mai lovit. Nu-i cu câte. Deci eu mi-am luat în timp, în ani, în ăștia 30 de ani, ceasuri cam de 1.500.000. Dar bucată cu bucată cu bucată numai serii ultra limitate. Și aici, în România, sunt câțiva care se pricep. Și uite și ăsta. Îl am numai eu și Cătălin Botezatu, să trăiești cu răitorașule. Deci, așa, am ceas care și-a luat valoare de 10 ori până acum. De 10 ori. Vă jur. Suntem niște investiții. Este pe verificată. Niște investiții, scăstiți mort. Am ceas. Un IWC, un Schaffhausen, care s-au făcut numai 200 în lume, și nu s-a văzut niciunul în America, n-au mai ajuns. În Europa și în țările arabe. Și eu am 250, iartă-mă. Eu am 0,06 din 250. Am dat cât am dat pe el și ultima oară am avut ofertă de la ei, de la IWC din Florida,
vreo 110.000, iar în Dubai eram cu familia, eram la Burj Al Arab, să-l vedem, n-am stat. Eu am stat la One and Only Royal Palace. Uh-huh. Mult mai mișto din punctul meu de vedere decât Burj Al Arab. Da. Și ăla l-a fotografiat, pot să-l văd puțin, zic, da, dar nu pleci în spate. Stai aici, dacă eu sunt de la Grăjdana, nu merge. Da. Cât vrei pe el? Zic, nu-l vând, bă. 100.000, zic, nu, am avut 110. 120.000 cash acum. Mă, n-auzi că nu-l vând. Le-am pe astea. Asta a fost boala mea. Și știi ce am mai avut? Așa. Iertați-mă. Am avut boala cu icoanele care au alea valoroase de după Revoluție. Uh-huh. Toate babele, toți oamenii care au avut prin casă, că securitatea le-a mai luat cu aurul, cu astea, dar la icoane nu s-au priceput. Nu i-au luat după perete. Și poate erau icoane, am icoane din 1600, din 1700. Dar după Revoluție, babele le-au vândut. Și eu am avut o prietenă care era de la Oficiul pentru Patrimoniu Național, așa se numea. Dacă ați făcut afaceri și cu antichitățile, ați prins repede. Și mi-a zis. Știu. Uite, doamna aia vrea să vândă, doamna aia vrea să vândă. Am dat și mai mult uneori. Dar mi le-am adunat. Du-te acum și pune-le la licitație la Londra, la New York. Da. Și spun eu că faci bengrat. Fata noastră mare are o galerie, nu? Are galerie, sigur, la New York. Catinga Galerie. Și acum sunt mândru că, ea fiind singură, la un moment dat fusese a 10-a din Manhattan, în New York, iar acum a fost aprobată ca galeristă româncă, alo, ca galeristă româncă, să fie primită la Bruxelles, la Bienala, la, unde sunt primiți doar câțiva din fiecare țară. Ea a fost și la ONU, ați vorbit, poate în altă ediție vorbim despre... Procuroare nebună. Da, interesant, dar ea s-a căsătorit recent, da, da, da. Nu? Da. Și ca să le răspundem celor care totuși așteaptă clar un răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o inițial. Sunteți în război rece cu ginerele sau îl apreciați? Nu, domnule, ăsta e băiatul meu. Nu am eu treabă cu război. Doamne, ferește, de ce? Deci un băiat mai degrabă mă înțeleg cu el decât cu nebuna asta de fime. Iar dincolo, fata cea mică care este în Los Angeles... Da. Aia, n-am avut așa un gust, nu știu cum se numește, un talent de ăsta al frumosului, ne-a plăcut. Și lui tata, aia îi plăcea. Un simț estetic. Așa. Și aia și-a făcut o firmă de fashion de ăsta, se numește Tăpăcarul Swim. Da. Eu le-am interzis să-și pună, aici m-au ascultat, nume de-astea, de mă uiți și la ăștia, security guard, nu știu ce, zi bună, auzi, poază! Lasă-mă cu guard și cu extraordinar. Dracu să vă... Nu. Asta mare se numește Catinca Tăbăcarul Galerii. Aia se numește Tăbăcarul Suim. Cât se pronunță mai tăbacă? Cumpără face, costume Tăbăcarul Suim. Ea le desenează, ea le face, ea le... E designer, practic. Ea le de la cusut, ea le vinde, ea al ei și logodnicul ei acum... Este de asta, de pe bursă, de pe market. Broker. Eu habar n-am. Că mi-a zis mie, hai să basă-i, du-te mă, investește tu, nu eu. Dar apropo de partea feminină, vă rog. Sunteți de cât? 37 de ani cu Alina, cu soția? 40. 40 de ani. Am zis aproape 40 de da, ani. Da, da, da. Sunt puțin milionar, că de obicei când apar banii, apar și problemele. Încep să apară alte opțiuni. Mm-hmm. Mulți bărbați și-au, mă rog... Fraieri. Că poți să închiriezi, reorientat. Cât ați dat cel mai mult pe o escortă? Pe ce? O escortă. La fetițe te referi? Da. Eu nu le am pe astea cu profesionistele. Eu am leșeagă, mă, înțelegi? Băi, șefule. Dragul meu, eu am fost șef de stațiune, eu vara aveam câte 300 de sezoniere de 18 ani. Doamne ferește. După aia, Cătălin Botezatul, Cătăline, uite mă ce-i spune lui Mădălin. Mă lua pe în jurii de-astea cu Miss Pis, așa. Deci sunt chitros. N-auzi că-s chitros, cum să dau? Bun, asta este secretul căsnicii, că ați fost chitros, de-aia a durat chitros, 40 de ani. Cum să-i dau bani? Că v-am auzit la un moment dat că v-am mai întrebat cineva, domnule, care-i secretul acestei căsnicii și a spus așa, să nu confunzi oala de... Eu am zis-o, da, păi, da, ea mea, da, oala de noapte cu oala de lapte. Oala de lapte. Care-i traducerea? Păi, traducerea este că oala de lapte
E oala de lapte, da, și oala de lapte o schimbi, o speli, da, îți vede treaba ta. Dom'le, nu amesteci una cu alta. Casa e casă, masa e masă, copiii sunt copii. Am avut o singură chestie, pretenție la copii. Școală, carte, învățătură, școli înalte. Cât o costa? Ați fost vreodată la un pas să divorțați? Nu au fost toate zilele roze, să știi. Și în meseria mea nu este ușor. Că tu spuneai de ăștia care și-au lăsat nevestele și-au luat de astea tinere. Dacă asta au vrut ei, e treaba lor. Doamne ferește. Dacă o luăm pe meserie... Tot din dumneavoastră citam că la un moment dat ați zis că nu sunteți de acord cu cei care și-au lăsat soțiile pentru unele mai tânăr. Da, pentru că nu-i corect să o lași pe aia care așa pentru una mai tânără. Nu, nu, nu mi se pare corect. Dar dacă ai motivele tale și ai divorțat, să fii sănătos... Și zici, stai bă, și eu, dacă tot barem acum să-mi iau și eu una mai tână. Aia e altceva. Dar să nu fi fost ăsta motivul. Nu, nu. Vorba ăstora acum noi cu CNA-ul, dezavuiesc. De ce credeți că astăzi e foarte greu, văd, ca, pe, cum să zic, e foarte greu pentru cupluri să reziste mai mult de 5 ani sau 8 ani? De ce generația, ca generația dumneavoastră, de exemplu? Răspunsul e simplu. A avut alt gen de povățuire. Eu am învățat fetele mele așa. Băi, tată, lăsați cu feminismele astea, lăsați figurinele astea, fiți personale, nu vă lăsați așa, dar tată, omul din casă e omul din casă. Ascultați-l pe tata, mai de vară așa cu... Gura, cu pretenția. Și cu de... Mai de vară. Uite, de exemplu, copiii mei ăștia mari care sunt căsătoriți, să știți, Catinca e picătură ca mine, colțoasă. Ce să vorbești? Dar cu bărbaxul mai... La mijloc. Mai ușor așa. Mai de vară. The middle, cum zic. Ce pierzi? Important, apropo de iubire, am văzut o chestie senzațională, un cuplu german. Da, german, nu știu, de 80 de ani cuplu. Da, da. Longeviv, longeviv. Și el a fost întrebat, care a fost cea mai frumoasă perioadă în căsnicie? În căsnicie. Și a zis așa, când am fost prizonier în Rusia. Corect! Când n-a fost acasă. E adevărat. Când n-a fost acasă. E adevărat. Prizonier în Rusia. Nu, cu meseria mea e foarte greu. Mai am un singur pentru lucru să vă întreb, te rog, pentru te cei rog, care vor să facă afaceri. Te rog. Ce e mai bine să fii producător în business sau distribuitor? Românii încurcă treburile astea. Afară există un principiu, eu produc, tu mă vinzi. Uh-huh. Noi, și am observat, țin minte, prin 95, 96, 97, toți ăștia care privatizaseră, vreau să fie moți pe la târguri să vândă ei. Nu merge! Eu produc, tu mă vinzi. Uite, Mercedes produce Mercedes-uri, Neion Țiriac îi vinde mașinile. Ce treabă are Neion Să facă el Mercedes-uri și ce treabă are ăla să știe el cum să vând Mercedes-urile în România. Nu. Eu produc, tu mă vinzi. Dar există ceva. Un dar și gata. Da. Deci există ceva. În clipa în care tu ești făcut inventiv, cum e fratele meu, inventiv de ăsta, șurubar de ăsta, e bine să ai propria ta, nu știu, fabricuță, secțioară, ce vrei acolo și să-ți vinzi. Dar nu când e mare. Când e mare și vrei tu să și vinzi, ești mâncat. Vezi de treaba ta produce, ia-ți un salesman. Foarte bun. Foarte bun. Da, de regulă crezi. Ia-ți o companie, nu da, un om de-al tău și lasă-l pe ăla. O să avem timp să mai vorbim. Vreau să vă mai adresez o întrebare, dar nu mai cazul. Vă mai place Diana Șoșoacă sau... Dom'le, ce am eu cu politicienii ăștia? Madame Șoșoacă o luase bine. Da. O luase bine. Dar continuarea într-o altă ediție. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost absolut o încântare această discuție. Mulțumesc mult. Vreau sănătate, numai bine. Să ne revedem cu bine. Da. Le mulțumim tuturor celor care ne urmăriți și în această seară. Mulțumesc, Gentleman's Corner, pentru ținuta deosebită. Rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem luni de la ora 21. Toate cele bune.